Zeci de tineri și doctoranți, dar și elevi de liceu și-au dat întâlnire la Petroșani, la sediul universității, la finele acestei săptămâni, într-un maraton în care își prezintă roboții. Nu este de neglijat nici faptul că acești tineri creează chiar roboți ce îi ajută pe cei cu Parkinson, aceasta fiind una dintre temele ediției. Este o lume a celor care știu ce înseamnă să scoți la o imprimantă 3D piese pentru a compune un robot, iar cei care i-au creat ne spun care este miza. Realizat la imprimantele 3D, piese pentru a realiza fiecare echipă, câte propriul spider, robot tip păianjen, care să funcționeze autonom. Ce faceți? Pur și simplu se vor întrece. Concurs în linie, se întrec, care iasă primul la final, câștigă marele premiu. Cât de greu e de programat un astfel de roboțel? Greu nu este, numai trebuie puțin interes. Iar cine nu vine cu un robot, vine cu idei pentru entertainment. Și astăzi sunteți hologramă. Da. Hologramă 3D. Am o prezentare despre hologramă 3D și cum funcționează. Există două tipuri de holograme. Una bazată pe laser și una bazată pe proiecție, pe proiectoare. Cea bazată pe laser folosește două unde și cea bazată pe proiectoare folosește reflexii din oglinzi. Ce ne folosesc astea? Cea mai mare parte în entertainment, din cauza asta și costumul. Entertainmentul de-a lungul timpului a folosit mereu efecte speciale de sunet, de lumini și așa mai departe, până când s-a ajuns la holograme. Imposibil să nu fi văzut în viața dumneavoastră holograme care să apară în filme, în jocuri video sau în spectacole. Toți cei care participă spun că nici nu e greu de realizat și că pentru asta îți trebuie doar mult talent și răbdare. Întreaga activitate ce are loc la finele săptămânii se numește generic Hackathon și îi implică pe toți pasionații de roboți. Este a doua ediție a evenimentului Inovare și Creativitate, realizat de Școala Doctorală. Ce înseamnă hackathonul ăsta? Vine de hacker? Da, este o denumire utilizată pentru evenimente care se desfășoară pe 24 de ore. Echipele care s-au înscris urmează să rezolve o temă propusă de noi. În aceste 24 de ore să găsească o soluție. Anul acesta au de utilizat microcontrolere și să dezvolte dispozitive care să fie utile pentru persoanele care au diferite probleme de mobilitate. Una dintre ele este legată de un dispozitiv care să compenseze tremuratul mâinii pentru persoanele care au probleme. Concursul are loc la Universitatea Petroșani și la el vin tineri din zona noastră pasionați de roboți și care vor să redescopere lumea cu tehnologia de acum.